Deci ne reîntoarcem acum în 1968. Aveam 2 ani și tata mă ducea cu mama pe stradă. Mama arăta mult mai bine, să spunem, decât cum a fost acum la urmă. Era zveltă. Iașu era de disperat, efectiv. Deci disperată era populația asta care fusese, cum să spun, într-o anumită prosperitate materială și cu anumite prăvălii care acum nu mai le aparțineau, deci fusese naționalizate, dar disperați erau și comuniștii că vedeau că treaba nu merge economic, deci totuși omul trebuie să se îmbogățească. Ei spuneau că astea ar fi tendințe hârciogăriești. Totuși omul trebuie să se îmbogățească, să caute îmbogățirea. Și la noi nu era nici tehnică, am spus cum să aduc tehnocrați și din țară să caută și din exterior, care să încerce să îmbunătățească aici viața economică și socială. Deci viața economică și socială din oraș, din România și din comunism. Să spunem partea asta, în Rusia era la fel totul devastat la nivelul anului 68. Era o situație, să spunem, devastatoare, milioane de morți, încă erau închisori politice. Știu că noi mergeam și vedeam numai oameni speriați pe stradă la nivelul anului 68. Și sunt aduși, unul din ei a fost tata, deci avea 2 diplome universitare, deci 2 facultăți plus Academiei Militare, se consideruse niște examene și îi se luase cumva pregătirea din război și se considera care Academiei Militare și făcuse o echivalare. Dar totuși, de acum, el era în vârstă, avea 49 de ani, veniseră și oameni mai tineri. Și un domn tânăr era, deci inginer, cam de vreo 35 de ani, la nivelul anului 1968, semăna cu acest domn actor, Tony Musante. Deci, Tony Musante încă nu se turnase filmul ăsta, Anonimul Venețian. Anonimul Venețian încă nu se turnase și lucra mereu aici, se vedea, deci era la etajul 5, la o garsonieră, lucra mereu, mereu la niște planuri de urbanism.